Orice națiune este rezultatul unui lucru proces. Un proces organic prin care se formează o anumită identitate culturală a unei comunități. Și evident, în această identitate culturală, limba națională este elementul cel mai important. Dar pe lângă acest proces natural organic, care stă la baza formării oricărei națiuni, există o anumită istorie prin care națiunea își formează instituțiile. Fără identitate instituțională nu există o națiune și mai ales nu există o națiune puternică. Instituțiile sunt rezultatul unei istorii. Statul român ca instituție este rezultatul unei istorii. Și din acest punct de vedere, sunt oameni care fac istoria. Este un lucru comun, națiunea română a fost fondată instituțional de generația pașoptistă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar nu am putea înțelege această formare a națiunii române din punct de vedere instituțional, nu am putea înțelege construcția statului român fără opera de arhitectură instituțională extraordinară pe care, pe de o parte, regele Carol I și, pe de altă parte, Ion Brătianu au desfășurat-o timp de câteva decenii. Cum bine se știe, din 1876 și până în 1888, România a cunoscut ceea ce se numește lunga guvernare liberală. Ei bine, în cei 12 ani, Ionice Brătianu a fost prim-ministru. Iar în cei 12 ani, un scurt inventar al faptelor istorice ne arată că atunci România a dobândit independența, atunci a apărut Banca Națională, atunci România a devenit regat, atunci s-au pus bazele instituțiilor comerciale prin care capitalismul autohton s-a putut dezvolta, altfel spus, atunci s-au pus și bazele independenței economice a României. Nu aș vrea să fac un inventar complet al faptelor istorice care se leagă de Ion Cebrătianu. Important este doar că toată lumea e de acord, istorici, oameni politici, că Ion Cebrătianu este unul dintre fondatorii națiunii române moderne.